Anual, mii de persoane participau la pelerinajul din municipiul Iași pe data de 14 octombrie, ce marchează sărbătoarea Sfintei Cuvioase, Parascheva. În acest an, din cauza epidemiei de COVID-19, regulile s-au schimbat, motiv pentru care vor participa doar oamenii care au domiciliu în localitatea respectivă. Jandarmii mehedințeni recomandă cetățenilor să evite deplasările către municipiul Iași. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este marcată în calendarul creștin ortodox la data de 14 octombrie, motiv pentru care mii de persoane participă anual la pelerinajul din municipiul Iași. În acest an, din cauza pandemiei de COVID-19, organizarea de manifestări cu ocazia sărbătorilor religioase va fi permisă numai cu participarea oamenilor care au domiciliu în localitatea respectivă. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este marcată în calendarul creștin ortodox la data de 14 octombrie, motiv pentru care mii de persoane participă anual la pelerinajul din municipiul Iași. În acest an, în contextul general de pandemia SARS-CoV-2, conform hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 5 octombrie 2020, organizarea de manifestări cu ocazia sărbătorilor religioase va fi permisă numai cu participarea oamenilor care au domiciliul sau reședința în localitatea respectivă, fără participarea persoanelor sau pelerinilor din alte localități. Datorită faptului că la nivelul județului Mehedinți există lăcașe de culce și prăznuiesc hramul cu ocazia acestei sărbători, se estimează participarea unui mare de enoriași. În zona acestora vor fi prezente forțe de ordine pentru asigurarea respectării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor. Jandarmeria Mehedinți le recomandă cetățenilor să evite deplasările către municipiul Iași, să participe la această sărbătoare doar pe plan local. Jandarmii mehedințeni recomandă cetățenilor să evite deplasările către municipiul Iași și să participe la această sărbătoare doar pe plan local. Să dea dovadă de spirit civic, să respecte regulile de protecție și distanțarea socială impuse de această perioadă pentru prevenirea răspândirii infectărilor cu SARS-CoV-2.